Salut, trei lume! Bine v-am găsit la un nou motovlog de pe acest canal. De data asta v-am gândit să vă prezint top 7 greșeli pe care le fac începătorii, pentru că am observat că mulți dintre voi, cei care mă urmăriți, vreți să vă cumpărați o motocicletă sau aveți deja o motocicletă și sunteți începători. Înainte de a începe, aș vrea să vă rog, dacă că nu sunteți abonați la acest canal, să o faceți și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu episoadele noi. Cea mai mare greșeală pe care o poate face un începător, după părerea mea, este să iasă cu motocicleta fără echipament. Iar dacă mergi doar până la magazinul de la colțul străzii sau te plimbi doar prin oraș, nu ezita să-ți iei echipamentul pe tine. Cel puțin cască, geacă, mănuși și genunchiere. Acestea cred că sunt cele mai importante. Imaginează să cazi la 20 la oră și să dai cu capul de asfalt. Mai bine să-ți fie cald și să transpiri decât să ajungi la spital sau chiar să mori din cauza unei căzături ușoare. O altă greșeală ar fi contravirajul. Am văzut oameni care ajungeau în curbă, erau în direcția curbei și încercau cu tot corpul să încline motocicleta, dar se duceau în partea opusă. Ei bine, dacă vrei să iei o curbă la stânga, atunci virezi ghidonul ușor în dreapta. Adică trebuie să-l împingi un pic cu mare. Și la fel și pentru o curbă la dreapta. Știu că pare ilogic și oarecum greu, dar după ce încerci odată pe motor, o să vezi că e foarte simplu. Ajungi la momentul în care trebuie să schimbi cauciucurile și când vezi că trebuie să dai 10 milioane pe un set de gume, tu te zgârcești și sigur îți cumperi până la urmă ceva de pe OLX la un preț mult mai ieftin, chiar de limit. Asta ar fi o greșeală foarte mare, pentru că dacă cauciucul are un tot vechi și este foarte uzat, la prima curbă o să ajungi pe jos. Dacă mai țineți voi minte, am povestit despre importanța cauciucurilor în alt episod, deci aveți link în descriere în caz că nu l-ați văzut. N-am de gând să mai povestesc încă o dată toate chestiile astea. Pe lângă asta, un lucru pe care ar trebui să-l știi deja de la școala de șoferi ar fi faptul că unde te uiți, acolo merge și motocicleta. Deci, tu dacă fixezi cu privirea un obiect pentru mai multe secunde, cum ar fi mașina de pe contrasens, un copac din curbă sau chiar o groapă mai mică din mijlocul drumului, cel mai probabil o să ajungi în acel obiect. Deci, de asta trebuie să fii tot timpul cu privirea cât mai departe și să scanezi obiectele din jur, fără să fixezi ceva anume. Nu-ți ajunge benzina. Asta se întâmplă de obicei la începătorii care tocmai ce și-au cumpărat o motocicletă și nu știu ce consumare. Astfel, te trezești că ți se oprește motocicleta și ai de împins la ea până la următoarea benzinărie. Cel mai bine este să-ți resetezi tripul după fiecare plin pe care îl faci și să calculezi cam câți kilometri poți să faci cu un plin. Cât te apropii de acel număr, caut o benzinărie și alimentează. O altă greșeală pe care recunosc că și eu am făcut-o ar fi condusul motocicletei când ești obosit. Cel mai adesea se întâmplă atunci când ești foarte entuziasmat în noaptea dinaintea unei excursii sau unei ture foarte lungi și ajungi să nu dormi toată noaptea gândindu-te ce să faci mâine. Este foarte periculos și nu recomand să faci așa ceva, pentru că ajungi să-ți pierzi concentrarea și, după cum am spus mai devreme, să fixezi anumite obiecte și, în cel mai rău caz, să faci accident. Deci, niciodată să nu faci chestia asta. Am trecut prin ea și vă spun că este foarte, foarte nasol. Și ultima, pe care recunosc că am făcut-o din nou și eu, este să iei pasager prea devreme. Înainte să iei pasager, trebuie să te asiguri că știi perfect comenzile motocicletei, știi să frânezi și să schimbi vitezele corect. Nu lua pasager dacă nu ești sigur pe tine și dacă nu poți să ții greutatea motocicletei plus cea a pasagerului. Motocicleta o să frâneze mult mai greu, o să accelereze mult mai greu, o să pui viața în pericol, atât ție cât și celui din spate. Nu face chestia asta până ce nu îți cunoști motocicleta, ține minte. Cam astea ar fi greșelile pe care le fac majoritatea începătorilor. Știu că toți am trecut prin etapa asta și chiar sunt curios ce greșeli ați făcut ca începător. Ne auzim la următorul episod. Paftă lume!